Magistrații francezi decid miercuri soarta lui Gregorian Bivolaru. Judecătorii vor analiza cererea de extrădare formulată de statul român în cazul liderului MISA. Bivolaru a fost condamnat în absență în 2013 la 6 ani de închisoare. Judecătorii francezi vor decide pe 8 iunie dacă Bivolaru va fi sau nu extradat în România, unde a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de persoane și acte sexuale cu minori. Pe 25 mai, magistrații francezi au amânat pentru a 5-a oară decizia de extradare. Guru le-a spus magistraților francezi că refuză să fie trimis înapoi în România, denunțând manevre abjecte și calomnii flagrante din partea autorităților. Gregorian Bivolaru a fost arestat la sfârșitul lunii februarie la un târg de carte din capitala franceză. Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv în așteptarea extrădării. Reținerea lui a venit la 3 ani după ce Tribunalul Sibiu a emis un mandat de urmărire internațională pe numele lui. Liderul MISA a fugit din țară în anul 2004 după ce a fost trimis în judecată. Acesta a fost arestat aproximativ un an mai târziu în Suedia, dar autoritățile suedeze au respins cererea de extrădare a acestuia. Ba mai mult decât atât, Bivolaru a primit în 2005 statutul de refugiat politic în Suedia.